Și după cum însuși Mântuitorul spune că pâinea vieții este o pâine, este și o pâine divină, este și o pâine a sufletului și este și un chip al pâinii pentru corpul nostru, pentru trupul. De unde se poate deduce că acest chip al pâinii poate deveni un iconic în care pe undeva face o integralizare a acestei memorii și în același timp îl putem numi iconicul hranei umane. Vorbiți despre pâinea pusnicească? Vorbim de, în general, nu vorbesc atât de pâinea pusnicească, o să ajungem și acolo, vorbesc de chipul pâinii în sine. Pâinea, de aceea și în Tatăl nostru, care e rugăciunea cea mai înaltă pe care o dă însăși Mântuitorul, se vorbește de pâinea cea de toate zilele. Însăși Mântuitorul vorbește de pâinea cea coborâtă din cer, care e mai mult decât mana din pustie. Deci chipul pâinei, noi vorbim aici, de aceea se insistă foarte mult pe undeva ca un specific, acum iară vorbim de un specific carpatin, în sensul acesta de iconic, în sensul acesta de un chip în care le integralizează și în același timp le dă o formă în care le, nu numai că le unește, dar le face să apară, să fie acel rod comun în ambele părți. Și de aceea, pe undeva, noi, să zicem așa, chiar facem o oarecare experimentare, deși experimentare este făcută mai mult de asceți și de trăitorii mistici creștini. Da. Însă noi căutăm să extindem mai mult acest fapt, încât să încercăm o amplificare a unui tratament medical cu chipul pâinii. Ce înseamnă chipul pâinii? Chipul pâinii înseamnă, în primul rând, o alimentație, așa, care are memorialul acesta, după cum se spune și în biblic, ca o prelungire a pomului vieții din rai. Spune în Biblie, atunci când Adam și Eva a fost scos din rai, le-a spus că într-o sudoarea feții voastre veți mânca pâinea voastră. Deci baza vitalității, să zicem așa, omului, a rămas acest tip al pâinii. De aceea, pe undeva, cerealele sunt considerate, să zicem așa, materialul din care se face acest, din care se face acest, această pâine. De aceea, toată hrana omului, dacă în rai era hrana fructelor și poate mai puțin a semințelor și al celelalte legume, acum hrana omului, după biblic, baza devine pâinea, deci cerealele. De aceea, pe undeva, ca punct de plecare al terapiei medicinistice astea, noi îl considerăm această bază a cerealului. Pe om, noi acum îl considerăm pe omul căzut ca sănătate, să zicem așa, om cerealier, pe prim plan, apoi fructifer, legumifer și for și formă cu celelalte. Și de aceea noi, ca refacerea sănătății omului, ca medicină, noi încercăm o reîntoarcere la origini. Și de aceea noi considerăm că ca un tratament a tuturor bolilor, indiferent de complexul care îl are, să pornească de la acest fapt care să ne întoarcă la memorialul originilor. De aceea, baza unui tratament, să zicem așa, al unui medicinist este, este în primul rând cu chipul pâinii, chipul cerealier, chipul fructifer, care este chipul de rai, așa, și apoi celelalte cadaus. Dar cine va reuși, indiferent ce boală, să pornească ca un tratament la chipul cerealier, care este chipul pâinii,
în special, și formă cu fructele, tipul chipului rememorării de rai, se pare că cu adevărat este o șansă de a reechilibra toate dezordinile și toate disfuncțiile și destructivitățile fizico-chimice din organismul nostru. Ne puteți da un exemplu concret? Și de aceea ca un concret, noi și mai mult pe baza unor observații experimentale, noi vorbim și mai mult de chipul cerealelor, în sensul de chipul unei pâini pușnicești, care se dovedește de o valoare deosebită. Prefacerile culinare, ca cerealele să fie rupte, să fie degradate, să fie anormalizate prin diferite metode. Noi am observat din viața ascetică creștină că pâinea integrală, indiferent că e de grâu sau din alte cereale, și care și mai mult, este prefăcută. Deci este chiar, nu mai e nici coaptă, dă niște efecte și au un efect extraordinar. Și atunci noi, pe undeva, o considerăm ca un prim medicament, să zicem așa, al acestei zis medicinii sihaste, adică a unei medicini care caută și o orientare creștină. Asta înseamnă medicină sihastă. Și de aceea, noi, în relatările pe care am încercat să le, așa, după capacitățile noastre, și chiar într-o carte în care vorbesc de niște rețete, ca mai mult ca niște repere, ca niște orientări, baza o punem în această pâine pusnicească, care poate să fie ori din grâu, ori din celelalte cereale. Dar în sensul ăsta să fie cereala respectivă integrală, să fie făcută după modalitatea pâinii, adică cu apă, lăsată în schimb, fără droghe, lăsată la dospit, la acea prefacere, apa, de aici că orice lucru trebuie să se prefacă prin apă și prin duh. Apa produce, cum să spun eu, atragerea, să zicem așa, energiilor duhului, și atunci apare acel tip de prefacere, care este o prefigurare a tipului pâinii. Pâinii care se împlinește în pâinea, cum să spui, o iconică, cum o numim noi, în sensul nostru, care va fi pâinea altarului, a bisericii, pâinea euharistică, trupul și sângele lui Hristos, și care este pâinea cea cerească. Ați avut rezultate concrete în boli diverse? Din toate experimentările noastre se dovedește, nu numai de acum, dar observarea în general, că pusnicii, asceții și nevoitorii, care la un moment dat se hrăneau numai cu această pâine pusnicească, erau sănătoși, nu aveau carențe de hrănire, trăiau chiar peste 100 de ani. Cum s-a introdus în viața pusnicilor, chiar a mănăstirilor, s-a introdus deja prefacerea pâinii, au început o serie de dereglări, o serie de boli, chiar și la trăitorii asceți. Ceea ce înainte nu exista. Când se mânca pâinea aceea pusnicească, mai ales sinaiții, în care n-aveau posibilitatea în nisipurile acelea ale pustiului Tebaidei să coacă. Făceau din cereale un fel de cocă, o lăsau la dospit și o uscau la soare. O coceau la soare, cum să zice. Pentru că n-aveau alt foc. Făcând acest tip, s-a dovedit, acei pusnici trăiau și erau foarte sănătoși, trăiau sute de ani. A trăit Sfântul Antonie, Sfinții cei mari, Sfântul Pahomie și alți sfinți. Cum s-a introdus partea de prefacere, au început tot felul de preparate ale pâinii, deja au început deficiențe, a trebuit să se introducă bucătăria și în viața mănăstirilor, a început să apară complexul unei hrane care, cu toate că părea mai diversificat și mai extins, încă n-a putut să acopere toate nevoile organismului și să dovedesc insuficiente. Și pe baza acestor observații și repere, noi am încercat
un fel de orientare în sensul acesta de a ne reîntoarce la o alimentație, să zicem așa, de rememorare a părții primordiale, originale. În acest sens. De aceea, eu insist foarte mult, medicina isteastă nu e nici naturistă, nu e nici vegetariană, deși pune bază pe o hrană naturală, adică mai puțin prefăcută. Tot ce e prefăcut, undeva e rupt, e fărămițat, organismul trebuie să consume o energie în plus ca să refacă, păcând o hrană naturală așa, cât de cât, chiar dacă încă e degradată datorită păcatului omului, încă mai are niște elemente, niște memorii ale originii, memorialul acela pe care l-a făcut, care l-a imprimat și l-a pecetuit actul divin a creat. Dar cum spun, medicina isteastă insistă pe o terapie umană. Deci omul trebuie ca nu, dacă e numai vegetarian sau numai, să zicem, naturist, asta e mâncarea naturii, mâncarea animalelor și a sălbăticiurilor. Omul, dacă nu umanizează hrana, nu poate să hrănească sănătos. Și umanizarea hranei, noi ca medicină isteastă, o considerăm prin acest iconic al chipului pâinii. De aceea cine începe acest tratament al, să zicem așa, al medicinii isteastă, să începe cu acest tip al pâinii. Și materialul chipului pâinii sunt cereale.